Bună, sunt Mihai Caragheaur și vă aștept cu drag la cursul de design interior Dares Greu Timișoara. I-am văzut foarte emotiv, toată lumea a venit cu o oră mai devreme, am zis că bă, s-a decalat examenul, dar i-am văzut foarte entuziast și asta este bine. Cursanții la început foarte variați și pe parcurs au început să se focuseze pe, de fapt, ceea ce facem noi, partea de concept. La curs poate veni orice persoană care este interesată să înțeleagă cum se întâmplă, de fapt, toate lucrurile din jurul ei. Designul e peste tot, iar noi ne raportăm în viața de zi cu zi la orice obiect și orice obiect înseamnă design. La avansați vom face proiecte scurte, îmi propun să le dau spre abordare proiecte reale, iar dacă proiectele lor se ridică la un nivel potrivit, vor fi prezentate clienților finali, iar dacă lucrurile merg bine, se vor și implementa. Partea practică pentru ei a fost contactul real, de fapt, cu ceea ce înseamnă designul. Mersul în șantier, analiză de showroom și explica ceea ce se întâmplă într-un showroom și cum trebuie lucrurile prezentate către clienți. Asta e o chestie foarte directă pe care trebuie ei să o aborteze în timpul cursului. Cea mai mare provocare e să aduc din universul meu mai departe. Ideea de a face pe cel de lângă mine să înțeleagă cum văd eu lucrurile și să-l fac să își descopere propria lui persoană în ceea ce creează. Asta e cel mai important, să te descoperi pe tine și modul în care tu interacționezi cu proiectele pe care le ai. Unele proiecte chiar m-au surprins și este un lucru plăcut. E important când depășești partea de hai să decorăm și ajungi la un proiect în care există un concept cap-coadă și există o abordare unitară. Foarte plăcut. Un mediu în care de-abia aștepți să vii, indiferent dacă în ziua respectivă ai fost liber sau ai fost ocupat cu altceva. Și știi că o să fie ceva plăcut, cu oameni deosebiți și în care, cel puțin din punctul meu de vedere, o să faci una dintre... sau o să te ocupi de una din pasiunile tale. Pentru mine e o pasiune. Cursul a fost foarte interesant. Mie mi-a făcut plăcere absolut fiecare întâlnire cu Mihai, cu colegii, pentru că vin dintr-un domeniu deloc tehnic, sunt profesoară de limba germană, filolog la bază. Am avut surpriza să descoper că de fapt designul este o filologie aplicată. Acest lucru mi-a venit amănușa și m-am simțit foarte bine, m-am simțit ca peștele în apă până când am ajuns la partea de buget și la partea de ridicare 3D pe care am nevoie în viitor. A fost minunat pentru mine, pentru că a fost așa ca o poartă de deschidere în această lume. Pentru mine pot să-l socotesc un curs de reconversie profesională, pentru că am activat într-un domeniu cu totul diferit, dar îmi doresc să abordez acest nou domeniu, așa că da, mi-a plăcut foarte mult și sunt foarte curioasă ce se va întâmpla în următorul modul. Nu m-am așteptat să fie atât de bine, deci am avut alte așteptări, să zic, mai puțin, dar a fost super, nota 10. Este un profesor organizat, consecvent și foarte implicat, în sensul că s-a implicat să ne organizeze 3 vizite în 3 showroom-uri și o vizită pe șantier și am aflat foarte multe, mult mai multe din aceste 4 zile practice, hai să le zicem așa.
Mihai este un designer foarte bun și este un om foarte prietenos și foarte simpatic, care s-a purtat cu noi la modul, combinația dintre profesorul prieten și omul profesionist care știe ce trebuie să facă în condițiile astea. Mihai este un profesor foarte atent la elevii săi, ne ascultă, ne dă sfaturi și este foarte implicat și îl respect foarte mult pentru acest lucru. Mihai a fost foarte fain. Mi-a plăcut abordarea pe care a avut asupra cursului, mi-a plăcut că a fost deschis, prietenos. N-am avut niciodată senzația că ar trebui să mă stup gura atunci când aveam vreo idee sau vreo întrebare, adică tot timpul era foarte open să ne dea informații și să ne rezolve poate dilemele. Multe am învățat, pentru că nu știam mai nimic. Am învățat că atunci când ai un client trebuie să dezvolți un concept pentru a-i pregăti amenajarea. Trebuie să faci o amenajare personalizată. Nu trebuie să ți impui tu punctul de vedere și să fie toate următoarele amenajări uniformă. Am învățat ce înseamnă să mergi pe șantier, ce înseamnă să iei măsurători, cum să măsori, ce înseamnă să faci o schiță, la ce să fii atent. Multe, foarte multe am învățat. Cred că aș putea să vorbesc până mâine despre asta. Eu am învățat să privesc altfel lucrurile din jur și spațiile în care intru și să am un ochi, să privesc totul cu un ochi critic. Cred că asta am învățat, să privim altfel lucrurile. Foarte multe lucruri, începând de la desenul la scară, să facem releveul, am măsurat acel apartament, culori, arhitectură, cum să amenajăm un spațiu.